cred în educație în educație fizică și sport cred Să învățăm intercepția și blocarea mingilor aruncate la poartă, handbal, anul 2 de instruire Tema se adresează clasei a șasea, competența generală numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-4, executarea unor procedee tehnice în structuri motrice specifice disciplinelor sportive studiate. Jocul sportiv în școală are o importanță deosebită deoarece prin intermediul acestuia se poate asigura o atractivitate crescută lecției. Se poate aborda un singur joc sportiv pentru toată clasa sau se pot aborda două jocuri sportive, unul pentru fete, unul pentru băieți. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ la disciplina educație fizică și sport clasele 5-8 sunt necesare 6 mingi. Locul în lecția de educație fizică și sport este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor, dezvoltarea calităților motrice, viteză sau îndemânare, capacități coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderența evaluării continue formative. Procesul de evaluare va îmbina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare. Recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Jocul sportiv. Evaluare. Conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, în cadrul jocului sportiv se va urmări o structură tehnică și joc bilateral. Cadrul didactic va preciza la începutul fiecărui an școlar structura tehnică la care vor fi evaluați elevii. Aceasta cuprinde sub forma unei acțiuni cursive, câte un procedeu specific de manevrare a mingii, de deplasare cu obiectul de joc în relație cu parteneri și un procedeu specific de finalizare. Jocul bilateral cuprinde reprize în condiții regulamentare și va fi arbitrat de către cadrul didactic. Se evaluează respectarea responsabilităților postului repartizat în echipă, eficiența participării în fazele de atac și apărare, colaborarea cu coechipierii, contactul regulamentar și respectul față de adversari, acționarea conform prevederilor regulamentare. Jocul sportiv handball, denumirea provine din limba engleză hand, mână, ball, minge, se desfășoară pe un teren cu două porți în scopul marcării golului în poarta adversă. Terenul este un dreptunghi, lungime 40 de metri, lățime 20 de metri. Spațiul de poartă este delimitat de semicercul trasat printr-o linie continuă la distanța de 6 metri față de poartă. Linia de aruncări libere este marcată trasată printr-o linie discontinuă trasată pe sol sub formă de semicer la distanța de 9 metri față de poartă. Linia de aruncări de la 7 metri. Se desfășoară între două echipe de 7 jucători, dintre care unul poate fi portar. Echipa în atac este echipa cu roșu, echipa în apărare este echipa cu albastru. În clasa 6, anul 2 de instruire, programa școlară prevede învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice handbalului și anume pasa zvârlită cu o mână de deasupra umărului, de pe loc și din deplasare, pe direcții diferite. Driblingul multiplu. Aruncarea la poartă de la 7 metri, aruncarea la poartă cu pași încrucișați, aruncarea la poartă din alergare, aruncarea la poartă din săritură. Deplasări specifice în poziție fundamentală, în atac și în apărare. Procedee tehnice specifice portarului, repunerea mingii în joc de către portar, intercepția, pătrunderea, depășirea, sistemul de atac cu un pivot, contraatacul direct și cu intermediar, blocarea mingilor aruncate spre poarte, acțiuni tactice în sistemul 6-0, variante de joc cu temă, cunoștințe privind regulile de joc, apărarea în semicerc, călcarea semicercului în atac, picior, marcajul adversarului cu și fără minge și informații cu caracter sportiv. Intercepția mingii Este acțiunea de deposedare pentru care elevul din apărare are nevoie de o foarte bună viteză de reacție și de deplasare. Presupune ca elevul apărător să intervină în traiectoria mingii aproape de cel ce urmează să o primească. Elementul hotărător este anticiparea. Elevul din apărare urmărește adversarii care manevrează, pasează mingea. La momentul potrivit, el va țășni pe traiectoria mingii. Dacă intercepția a fost ratată, elevul trebuie să marcheze cât mai repede un alt adversar, urmând ca el să fie suplinit de către coechipierii alăturați și apoi să revină la locul său din sistemul de apărare. Se lucrează în grupe de trei elevi, doi execută pase, al treilea urmărește mingea pentru a realiza intercepția. După cinci repetări se vor schimba rolurile. În grupe de 5 elevi, dispuși într-un pătrat cu latura de 3-4 metri, la mijlocul pătratului se află un elev care încearcă să intercepteze mingea pasată de ceilalți colegi. Dacă elevul din centru reușește să realizeze intercepția, va fi înlocuit de cel care a pasat mingea. Ca variantă, în grupe de 6 elevi dispuși într-un cerc cu diametru de 80 metri, la mijlocul cercului se află 2 elevi care încearcă să intercepteze mingea pasată de ceilalți colegi. Elevul care reușește să realizeze intercepția va fi înlocuit de cel care a pasat mingea. Blocarea mingilor aruncate la poartă. Exerciții de învățare a blocărilor și etapele de folosire a lor. La început se vor efectua exerciții pentru dezvoltarea vitezei de ridicare a brațelor de jos în sus prin lateral, apoi mișcările vor fi însoțite și de fandări laterale, imitând blocarea mingilor joase. Exerciții pe perechi, un atacant și un apărător, atacantul cu mingea ținută apucat simulează aruncări la poartă la diferite înălțimi, iar apărătorul va reacționa în consecință prin ridicarea brațelor. Exersarea blocărilor reale cu aruncări mai ușoare la început, după care se crește treptat tăria aruncărilor. Blocarea mincilor în alte. La mincile aruncate la poartă din săritură, peste apărarea dispusă pe semicer, se cere ca apărătorii să ridice brațele întinse în sus, pe direcția mincii, cu palmele înainte și degetele ușor desfăcute pentru a mări suprafața care se opune mincii. Dacă atacantul aruncă dintr-o săritură foarte înaltă, atunci apărătorul este nevoit ca din poziția cu brațele ridicate să execute o săritură în sus, de pe loc, cu un elan scurt de un pas. Procedeul este des folosit pentru blocarea mingilor aruncate din aruncarea liberă de 9 metri. Blocarea mingilor laterale Dacă atacantul se pregătește să execute o aruncare printre apărător la nivelul capului sau umerilor, apărătorul întinde ambele brațe lateral spre direcția mingii. Brațul depărtat de direcția de zbor a mingii se va ține în dreptul capului feței pentru a se proteja de o eventuală lovitură. blocarea mingilor joase. Apărătorul execută o fandare pe piciorul din partea direcției de aruncare, iar brațul din aceeași parte se coboară și se opune cu palma deschisă pe traiectoria mingii. Apărătorul trebuie să posede o mobilitate corespunzătoare în articulația șoldului, precum și o bună viteză de reacție și de execuție. Materiale filmate au fost realizate la sala de sport din Năvodari. Mulțumire elevilor în Cred în educație. În educație fizică și sport.